laudăm până acum muncitorii din Portugalia, dar se pare că nu-i mare diferență de România, Republica Moldova. Iată un șantier neizolat și muncitori care poluează. În primul rând pe ei înșiși, acela lucrează fără mască, fără cască, fără mănuși. Își pune viața și sănătatea în pericol. Și după aceea amenință viața și sănătatea locuitorilor de aici. Coina sau Quinta do Conde, nu știe aici. Halal și rușine. Da, e marginea la Quinta do Conde. Halal și rușine.